aici, într-un moment important, aprinderea balizajului nu a fost, să zicem, o chestie premeditată, dar ne bucură foarte mult că ajungem să facem recepția acestui obiectiv chiar în această perioadă a sărbătorilor de iarnă. L-am alături de mine pe domnul Radu Mosor de la Electrogroup și de asemenea pe cel care coordonează direcția aeroport, pe domnul Alexandru Angel. O să vă zic câteva aspecte referitor la acest moment. Lucrările de execuție a balizajului și a firului director pe ambele direcții pentru pista aeroportului internațional Brașov sunt finalizate. Vom aprinde întregul sistem și vom face de asemenea probe tehnice. Sistemul de balizaj ajută aeronavele să aterizeze chiar în condiții de vizibilitate scăzută, până la doar 175 de metri vizibilitate în lungul pistei. Lămpile care alcătuiesc sistemul de balizaj au rolul de a delimita pista și suprafețele de mișcare aeroportoare și de a oferi repere vizuale pentru piloți. Pe amplasamentul de la ghimba au fost montate atât lămpi încastrate în pistă, cât și lămpi supraaterane, care conturează perimetrul pistei de decolare-aterizare, al căii de rulare și al platformei de îmbarcare-debarcare. Din punctul de vedere al informației pe care aceste lămpi le oferă piloților, există mai multe tipuri de echipament. Lămpi de trag de pistă, care semnalizează începutul respectiv finalul pistei, lămpile din zona de contact, care semnalizează zona optimă în care avionul trebuie să aterizeze, luminile axiale, care ghidează aeronava la rulajul pe pistă, luminile de buzunar de pistă, luminile de capă de pistă, luminile de baretă stop, de buzunar și de întoarcere și de cale de rulat. Toate aceste lămpi sunt comandate independent pe fiecare directivă de aterizare. Ele au lumini cu intensități variabile și culori diferite în funcție de specificul și utilitatea acestora. Dincolo de capătul pistei a fost instalat firul director, alcătuit din două rânduri de piloni, amplasați pe o distanță de 900 de metri, cu barete orizontale din 300 în 300 de metri de la pragul pistei. Firul director este un element foarte important pentru ghidarea piloților, aeronavelor, pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate scăzută. Rolul său este de a ajuta echipajul să se axeze pe direcția pistei și de a oferi indicații vizuale privind distanța până la pragul pistei. Lămpile amplasate pe stâlpi din cadrul firului director compun planul luminilor. Firul director, respectiv sistemul de balizaj luminos din apropiere, este realizat cu lămpi de mare intensitate, supraterane, montate pe tije frangibile la înălțimea de maximum 1,8 metri sau pe stâlpi frangibil cu înălțimea de peste 1,8 metri. Doar acest sistem integrează 174 de lămpi unidirecționale cu filtru alb, 54 de lămpi unidirecționale cu filtru roșu și 30 de lămpi unidirecționale albe flash. Înălțimea stâlpilor și direcția în care sunt orientate lămpile sunt calculate în așa fel încât, văzută de sus, imaginea se formează un plan continuu, un covor de lumini, care să nu orbească piloții și să asigure ghidarea în condiții de vizibilitate scăzută. Aeroportul Internațional Brașov va dispune de un sistem de balizaj cu lămpi pe sistem LED, ceea ce va asigura o fiabilitate mai mare în funcționarea și un consum redus de curent. Comanda întregului sistem de balizaj se realizează prin intermediul unui echipament de tip, urmând să existe comenzi separate pentru fiecare segment de lumină. Contractul pentru obiectivul proiectare și execuție balizaj, construcții și instalații, etapa a treia a acestui obiectiv de proiectare și execuție amenajare bandă pistă, a fost semnat pe data de 3 noiembrie 2019 între asocierea Electrogroup și Electroprecizia AGSRL. Valoarea totală a contractului este de 65.598.566 de lei, din care 22.311.000 de lei înseamnă proiectarea și execuția balizajului. I-aș ruga și pe colegii noștri, atât pe domnul Radu Mosor, de la Electrogroup, care a fost responsabil cu implementarea acestui proiect, cât și pe colegul meu, Alexandru Angel, pentru a vă da și el detalii suplimentare referitor la acest obiectiv. Bună ziua! Sistemul de balizaj de la Brașov va fi un sistem de ultimă generație. Tehnologia folosită e o tehnologie LED.
Furnizorul de echipamente este furnizorul de top din Europa pentru astfel de echipamente de balizaj. Volumele implicate în proiect sunt impresionante, în jur de 1100 de lămpi, 170 de kilometri de cablu primar, 20 de kilometri de cablu secundar. E un proiect foarte mare. Va fi pe o direcție, vom avea categorie de aterizare 1, pe cealaltă direcție categorie de aterizare 3. Așa cum am zis, se pot vedea la momentul ăsta aprinse balizajul marginal și axial de pistă. Pe direcția 04, din păcate, sunt cu spatele la noi stâlpii, pentru că ei sunt meniți să ajute piloții care aterizează. Bună ziua! Vă mulțumim că ați venit astăzi la sfârșit de an la, la aeroport pentru a vedea cum decurg lucrările. Așa cum v-am obișnuit, mai facem o recapitulare a ceea ce s-a întâmplat pe parcursul anului și ce urmează să mai facem, pentru a vă ține la curent cu derularea investiției. Că, ce să zic, pe de altă parte, vă mulțumim că sunteți cu ochii pe noi și înțeleg că toată lumea pune întrebări și pe Facebook și telefon și toți de zonă își doresc să se termine cât mai repede aeroportul. Ok. Raportat la evenimentul de astăzi, am zis să facem o ședință și cu cei implicați din partea Consiliului Județean. Cum am spus și altă dată, că sunt mult mai multe persoane decât eu. Sunt acum, cum se zice, m-am limitat pe lângă microfon să vorbesc, dar echipa din spate este mult mai mare. Și colegii sunt prezenți aici. Și atunci ne-am considerat necesar că discutăm pe cifre, pe proiecte, dar să venim și la fața locului să vedem ce s-a mai întâmplat fizic. Astăzi este un moment în care vedem funcționarea balizajului, vedem că ceea ce s-a pus în teren chiar și funcționează, se aprinde. Este unul din elementele critice ale aeroportului, fără de care piloții și echipajele, practic, avioane nu pot să aterizeze, oferă elemente vizuale de refer pentru piloți în ultima fază a aterizării. Da, deci proiectul, în momentul de față, balizajul e în proporție de 95%, pentru că mai avem de completat în uzina electrică partea de comandă, care se va face în perioada următoare. Acum, practic, s-au făcut conexiune și s-a făcut o punere în funcțiune. Să vedem că legăturile executate sunt făcute cum trebuie și lămpile instalate sunt funcționale. Nu vedem de la, din poziția în care suntem. Sunt foarte multe lămpi încastrate. Lămpile acestea, practic, s-au poziționat mai întâi cablurile la momentul când s-a făcut pista. Acum, au venit cu măsurători topo și au intersectat cablurile, s-au făcut foraje și s-au făcut conexiune. Lucrarea este de complexitate foarte mare. Pasul următor este să ducem la Arad partea de comandă de la balizaj, pentru că de acolo se va porni. O să avem o parte de comandă și la Brașov, partea din uzina electrică, pentru cei care vor face lucrările de întreținere de la sol și partea de bază de comandă va fi la Arad, odată cu turnul de control, pentru că piloții vor solicita aprinderea balizajului de fiecare direcție și intensitatea corespunzătoare. Haideți să vă spun despre mersul proiectului. Practic, suntem în... O luăm așa, cum am spus și altă dată, avem partea de infrastructură și partea de navigație aeriană. Pe infrastructură, din componentele principale, terminalul, vedeți, va fi, după ultimele date, va fi pus în funcțiune. Anul îl vom recepționa, practic, în prin aprilie-mai, pentru că până atunci se vor face probele de punere în funcțiune pentru toate echipamentele care sunt instalate în terminal. Avem contractul cu 7 obiecte, a devenit acum cel care a fost reziliat anul acesta și s-a reluat, iar progresul este evident. Se poate face o comparație între constructori, dacă vrem. Avem faze foarte înaintate, procente de execuție înaintate. Drumul, ați văzut, o nu se circulă pe el, dar este în proporție de 95%. Este turnat și drumul și parcarea. Avem uzina electrică care este tot așa, undeva la 95%. Avem rezervatul care e 95%. Mai urmează doar să pună pompele. Cabinele poartă care sunt aproape finalizate, tot peste 90%. Mai avem remiza PSI într-un stadiu foarte avansat, deci din cele 7
partea cealaltă mai avem un contract, cel cu drumul perimetral, CART, TVC și aici sunt lucrurile într-un stadiu avansat, undeva peste 50% peste la fiecare din obiecte. Aici discutăm de partea de infrastructură de aeroport, partea de navigație aeriană. Vestea bună e că s-a început proiectarea procedurilor de zbor și a spațiului aerian. Săptămâna trecută am avut o întâlnire la care au participat chiar companiile aeriene cu piloții comandanți de flotă și au venit cu observațiile, cu dotările care le-au fiecare pe aeronatele pe care le operează, pentru a fi luate în calcul la designul procedurilor. Avem un plan, practic, să undeva prin martie-aprilie să fie finalizate draftul de proceduri satelitare și să se poată zbura începând cu luna aprilie, să se zboare procedurile cu avionul de calibrare pentru a fi verificate, după care urmează procedurile convenționale. Asta e partea de proceduri și spațiu aerian. Săptămâna viitoare sperăm, suntem aproape sigur că vom semna contractul pentru turnul, pentru clădirea de contingență, care reprezintă partea de turn și de echipamente de radionavigație. Și cu acestea, practic, vom închide toate lucrările necesare sau de echipamente și clădiri necesare în funcționarea aeroportului. După semnarea contractului, vom avea, practic, și un calendar de punere în funcționare, să vedem când se, se va finaliza intrarea și instalarea echipamentelor de radionavigație și, pornind de la asta, chiar putem să fim mult mai aproape de un termen, să zicem, mult mai realist, să înaintăm un termen mai realist pentru operaționalizarea aeroportului. Deci, cum am zis, puse cap la cap, acestea sunt elementele de infrastructură. În spate mai sunt și alte demersuri de ordin administrativ, de recepții, de să vedem cum facem, să trecem toate aceste obiective pe noua regie și să ne gândim la partea de comercială, tarife, taxe, contracte și alte probleme administrative, să zicem. Deci lucrurile esențiale care necesită prezența aici în teren sunt sub control. Adică eu am depășit fazele grele. Adică vă spun că una, cred că cea mai grea încercare a fost asta cu partea de navigație aeriană, cu furnizor de servicii și cu echipamentele. Deci aici chiar am depus efort toată lumea și cred că am reușit și cu ajutorul autorității și a Romața și a tuturor celor implicați reușit să fie pentru cel mai mulțumesc. Aș dori să vă mai spun și un aspect care este foarte bine să-l cunoașteți și vreau să mulțumesc tuturor reprezentanților din presă care sunt prezenți aici. De fapt, studiul de fezabilitate pentru tot ceea ce înseamnă atât designul spațiului aerian, procedurile de zbor, cât și echipamentele de radionavigație care vor fi instalate. Studiul de fezabilitate, dacă vă aduceți aminte, a fost semnat pe data, mi-aduc aminte exact, 18 decembrie 2019. La vremea respectivă, chiar la sala 130, am semnat acest contract în care subcontractanți erau o firmă din Anglia și o firmă din Spania, care aveau experiență similară. În decursul anului 2020, datorită faptului că nu au reușit să se înțeleagă și să ne livreze întreg proiectul, a trebuit să reziliem contractul, a trebuit să facem o nouă procedură de achiziție și a trebuit să ajungem ca abia anul acesta să avem studiul de fezabilitate. Studiul de fezabilitate care s-a bazat pe foarte multe informații care trebuiau furnizate de către autoritățile române, fie că vorbim de Autoritatea Aeronautică Militară, Autoritatea Aeronautică Civilă și Romața, iar ulterior a trebuit să avem, din cele trei variante care ne-au fost prezentate, să avem în urma indicatorilor tehnico-economici, să avem varianta pe care doreau să o agreze cei de la Romața. Practic nu era în curtea noastră, era practic o decizie pe care noi așteptam ca cei care vor dirija traficul și cei care astăzi aș putea spune că au monopol pe tot ceea ce înseamnă de dirijarea traficului aerian, să ne spună care este soluția. Pe baza acelei soluții pe care noi o agream, sau ei o agream, trebuia să aprobăm indicatori tehnico-economici și trebuia să facem caietele de sarcini pe specificul respectiv. Am derulat toată procedura de achiziție și am avut foarte multe întârzieri, fiindcă nu cred că erau foarte mulți interesați să participe la această licitație. Avem un singur ofertant, o să vă spunem mai multe lucruri săptămâna viitoare când o să semnăm contractul. Am fost sub procedură de supraveghere a NAP, toate rapoartele care le-am întocmit pe derularea procedurii, fie că vorbim de
etapa de eligibilitate, de etapa tehnică sau etapa de financiară și raportul final trebuiau transmise celor de la ANAP, care la rândul lor trebuiau să le verifice, dacă aveau obiecțiuni să ți le trimite înapoi și ulterior să semnezi. Deci, practic, sunt perioade de timp pe care oricât aș vrea să le grăbesc și oricât mi-aș fi dorit să le grăbesc, nu am putut să le facem și, practic, așa s-a derulat această activitate. Dacă ne raportăm la celelalte 9 obiecte, știți cu toții, am semnat acest contract undeva în luna ianuarie 2018. Am avut 2 ani de zile în care constructorul putea foarte bine să ducă la bun sfârșit proiectul care l-avea în implementare. Am văzut că nu este în măsură să-l ducă. Practic aveam doar aproape 13% progres după 2 ani de zile în care acest proiect putea să fie implementat. Am făcut foarte multe concesii, am mai întârziat tocmai pentru a se mobiliza și pentru a duce la bun sfârșit acest proiect. Am fost nevoie să reziliem, am fost nevoie să reluăm toate listele de cantități, să facem o nouă procedură de achiziție și să derulăm și acel proiect. Sunt situații care de cele mai multe ori nu depind strict de noi, de cei din Consiliul Județean. Practic suntem puși de fiecare dată în situația de a respecta termenele care sunt prevăzute în lege, de procedurile obligatorii și în același timp suntem obligați, nu suntem neapărat obligați, dar suntem puși în situația de a vedea și care este seriozitatea celor care câștigă aceste contracte. Fiindcă toate aceste contracte sunt câștigate în urma unor proceduri de achiziție, iar atâta vreme cât firmele respective nu au interdicții de a participa la toate aceste proceduri de achiziție, practic, noi trebuie să schimbăm aceste contracte, avem grafice de execuție și ne dorim ca toate aceste grafice de execuție să se deruleze cât se poate de repede. Vă aduceți foarte bine aminte faptul că nu a existat și aeroportul de la Brașov nu a fost un aeroport care să fie bugetat suplimentar. A fost un aeroport pe care l-am început pe forțe proprii, am dat încredere celor care erau un guvern care ar putea să ne dea o mână de ajutor având foarte multe contracte în derulare. Sperăm că acelea lucruri să se întâmple și în continuare, fiindcă din creditul pe care noi l-am luat și care era destinat aeroportului în valoare de 150 de milioane, am făcut în așa fel încât să păstrăm o rezervă și să putem să ducem la bun sfârșit acest obiectiv. Iar costurile în perioada următoare, pentru tot ceea ce înseamnă aceste echipamente și aceste contracte care le avem în derulare, vor fi pe măsură. Eu am toată convingerea că voi găsi înțelegere și la guvern și în același timp vom avea mijloacele necesare de la nivelul aparatului propriu al Consiliului Județean de a susține din punct de vedere financiar acest obiectiv care, dacă ar fi să ne comparăm cu alte județe, nu știu câte județe din România și permit astfel de investiții strategice, precum un aeroport care se construiește de la zero în ultimii 50 de ani. Dacă aveți întrebări, ne putem sta la dispoziție. Noi ne propunem ca în momentul în care vom semna contractul, să avem un grafic de execuție și vă spunem cu aproximație și care va fi termenul de finalizare celorlalte lucrări care le avem în derulare și de ce nu, poate, nu? Să vă spunem și care va fi data în care acest obiectiv va deveni operațional. Are șansa Brașovul să obțină prin legea bugetului de stat finanțare? În proiect nu sunt bani. Deci în proiectul de buget la ora actuală nu există niciun fel de alocare bugetară pentru niciun județ din România. Am avut deseori discuții și săptămâna trecută am fost la guvern și am văzut că nicio localitate, indiferent de ce proiect strategic sau, știu eu, poate de situații de urgență ar avea nevoie, dar avem promisiunea că în perioada următoare vom avea și o alocare bugetară de la nivelul guvernului. Înțeleg că nu vor exista amendamente, chiar astăzi am aflat că nu vor fi amendamente pe legea bugetului, fiindcă vor merge pe aprobarea bugetului în situația în care este pusă astăzi pe transparență, dar am toată convingerea că în continuare voi face toate diligențele să găsesc surse de finanțare. Dar să știți, dacă suntem realiști, nu ne-a ținut niciodată din punct de vedere financiar derularea acestei investiții. Am găsit tot timpul soluții pentru a plăti toate facturile. De când sunt în administrație publică, niciun antreprenor, fie că am fost primar, fie că sunt președinte de Consiliul Județean, n-a plecat neplătit de la o lucrare pe care am derulat. Ce sumă sperați să obțineți? Orice sumă este binevenită. Noi sperăm cât mai mult, evident, dar să avansez acum sume. Noi am făcut diligență și anul trecut, am făcut și anul acesta, să sperăm că
vom reuși să împingem, că este un proiect strategic, care este un proiect care doar Consiliul Județean nu poate derula singur și ar fi foarte bine să vină cu toții la fotografie, fiindcă va fi o fotografie de grup cât de curând și e important ca fiecare dintre ei să fie prezent la această fotografie. În ceea ce primește utilitățile, clădirea terminală este legată în afară de curentă, apă, canal, gaz? Da. Deci, avem, noi avem și chiar înainte de a avea această întâlnire, noi avem o ședință în care facem unitatea de implementare pe aeroport, o facem săptămânal și sunt discutate toate aspectele, inclusiv balizarea stâlpilor, inclusiv obstacolare. Sunt foarte multe studii care stau în spatele acestui obiectiv, iar fiecare dintre ele am făcut în așa fel încât să le derulăm în paralel, să le interconectăm în așa fel încât în momentul în care ducem la bun sfârșit proiectul să-l ducem cu toate aspectele care sunt necesare. Că am avut și antreprenori de serios sau că au fost situații imprevizibile, nu ni se datorează nouă. Vreau să vă mulțumesc și să vă urez sărbători fericite și vă asigur că ne vedem săptămâna viitoare când vom semna contractul și vom veni cu un grafic de execuție și pe acel obiectiv, care practic este ultimul obiectiv strategic pentru a duce la funcționarea aeroportului. Mulțumesc!